Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ucenici părinți, iubiți credincioși, Evanghelia Duminicii de astăzi, a 22-a Rosarii, numită Evanghelia Bogatului Nemilosiv, la săracului lață, este pentru fiecare dintre noi o provocare duhovnicească. La prima vedere, am crede că este vorba despre o atitudine a Mântuitorului, am zice noi, mai refractară față de omul bogat. Dar Evanghelia de astăzi nu este și nu trebuie să fie interpretată în această cheie, am zice noi, sociomarxistă a atacului la burghezie sau la omul bogat. Pentru că Dumnezeu însuși este bogat. Dar Dumnezeu este bogat în dragoste. Dumnezeu este bogat în milostivire. Dumnezeu este bogat în bunătate. Dar Evanghelia de astăzi nu vine să reformeze cumva Mântuitorul, n-a intenționat acest lucru, să facă o reformă socială, să egaleze sau să egalizeze lucrurile, așa cum au încercat sau cum a încercat ideologia marxistă să ne egalizeze pe toți. Nu asta. Orizontul Evangheliei de astăzi e puțin mai departe, dragii mei, undeva în partea a doua a Evangheliei. Și știți unde este? Acolo, în a ne arăta nouă că există un punct final al vieții de aici, de pe pământ, dar cu toate acestea, că nu se termină totul odată cu ultimul mulgăre de pământ care cade peste groapa mormântului. Că există viață după viață. Știți celebra aceea carte a lui Raymond Moody? Life after life, viață după viață. Că există viață de apoi, că există o judecată, o evaluare a faptelor noastre, a modului cum am trăit aici pe pământ, că există o mare întâlnire, cum ar spune Plaga, poetul nostru, în marea trecere de la viață spre viața de dincolo, e o mare trecere. Dar și o mare întâlnire, mare întâlnire cu Părintele Ceresc, atunci când ne va întreba, așa cum zicem aici, de atâtea ori, în rugăciunile noastre, când cerem și zicem așa, Doamne, dă-ne răspuns bun la înfricoșătoarea judecată. Adică ce trebuie noi să răspundem acolo? Oare despre ce răspuns, la ce întrebare va trebui să dăm răspuns? Unica întrebare, ce ai făcut cu viața ta? Ce ai făcut cu darul vieții? De aceea, dragilor, Evanghelia acolo ne duce. Dar aș vrea pentru cei care n-ați fost de la început să parcurgem cât de puțin din Evanghelia de astăzi pentru a înțelege mai bine. Era un om bogat, ne spune Domnul, care se îmbrăca în vină și visor și în toate zilele vieții sale trăia în desfătări. Greu de crezut, poate un Elon Musk sau cei care, într-adevăr, ar putea să trăiască așa, probabil că trăiesc așa. Dar bogatul acesta, poate că o fi fost și el un om, un om muncitor, un om care și-a adunat și el averea prin
munca mâinilor sale. Nu acesta e lucrul cel mai important. Dar omul acesta era rece, era glacial, era orb la suferința și la durerea unui Lazar care stătea, a unui sărac care stătea în poarta casei sale. Două ipostaze diferite. Un om care prin prisma împrejurărilor vieții are ce-i trebuie, are tot ce-i trebuie. Și un om amărât, un om sărac, un om al nimănui. Ba mai mult, era și bolnav pe deasupra și cerșea să deschide la poarta bogatului. Ar fi așteptat să ia poate firimiturile care cădeau de la masă. Nu firimiturile acestea pe care noi, după ce tăiem pâinea, le pierdem acolo. Și în epoca aceea, activității, în special oamenii cu stare, n-aveau șervețele de șters de mâini. Și ce făceau? Luau câte o coajă de pâine sau chiar bucăți de pâine și se ștergeau cu pâinea. Ei, pe aceea le aștepta cumva și acest sărbat. Dar nu le plinea nici pe acestea. Și până și câinii veneau și lingeau picioarele lui. Două ipostaze dureroase aici. Câinele se dovedește puțin mai uman. Am vedea două ipostaze, bogatul, un suflet, sau un om cu suflet de câine, am zice, și câinele, un suflet de om, greu de acceptat, dar din păcate, de multe ori, pe drumul vieții întâlnim aceste două ipostaze. Ce se întâmplă? Momentul plecării. Se spune brusc, Evanghelia se întrerupe brusc și ne spune așa. A murit bogatul și a fost îngropat și a murit și săracul și a fost dus în sânul lui Avram. Dragilor, există, cum am spus, un termen final al vieții noastre. Așa spune Apostolul Pavel, datorul este omului să moară odată, dar apoi să vină judecată, evaluarea faptelor sale. Iată că cei doi n-au avut o soartă egală nici în lume. Nu suntem egali, a spus la început. Noi venim fiecare cu daruri diferite și fiecare prin darurile noastre nu suntem egali în această lume, așa cum nu erau nici cei doi. Suntem egali însă înaintea Cerului, înaintea lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu privește la fel, să știți, din cer și către mine și către cel ce se roagă, dar și către cel căzut. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu dragoste. Deci, în viață nu suntem egali. Înaintea lui Dumnezeu suntem egali. În fața morții, iarăși suntem egali. Spune o cântare frumoasă de la înmormântare. Nu știu cât reușim să o pătrundem. Zice așa. M-am uitat în morminte, zice profetul de fapt. Și-am văzut oase goale și-am zis. Oare cine este? E împăratul? Sau ostașul? E bogatul? E săracul? E dreptul sau e păcătosul? Moartea ne egalizează pe toți. Oricine am fi, oriunde ne-am situat pe scara socială, fața morții e coasa nevinoasă care ne taie pe toți. Dar dincolo de moarte, lucrurile stau altfel. Spunea în altul Bartolomeu frumos, nu mă tem de moarte, zicea el, pentru că toți suntem în fața ei destinați cumva. Mă tem de ceea ce este dincolo de moarte. De ce spuneam mai înainte, de întâlnirea cu Părintele Ceresc. Acolo se pare că, iată, cei doi nu mai sunt egali. Unul pleacă
îngropat și ajunge în realitatea aceea pe care noi o numim iad, iar unul ajunge în sânul lui Avram. Însă aș vrea să precizez ceva. Dacă bogatul ajunge în iad, nu ajunge pentru că a fost bogat. Să ne înțelegem. Nici săracul nu a ajuns în rai pentru sânul lui Avram, pentru că era sărac. Bogăția nu este păcat. Așa cum nici sărăcia nu este virtute. Dar de ce au ajuns unul și altul acolo? M-am mintit deja. Bogatul ajunge acolo pentru că a fost orb și surd la suferința celui de lângă el. Săracul ajunge acolo, cred că prin răbdare. Prin faptul că nici o clipă n-a ridicat brațul sau ochii să zică: Doamne, pedepsește-mi pe acest om că nu-mi dă o fărâmă de pâine. A trecut și a dus crucea vieții sale în răbdare, în tăcere, fără să ocărască pe cineva pentru destinul său dezastruos. Dar iată că, dincolo, cum am spus, Dumnezeu ne așează în cântarul său. Unul ajunge în sânul lui Avram, săracul, și unul ajunge în iad. Dar, dragii mei, v-ați putea întreba, ce este sânul lui Avram? E o metaforă, într-adevăr, pe care o folosește Evanghelia și Mântuitor. Dar sânul lui Avram e, într-adevăr, ceva mai mult decât o metaforă. Vă aduceți aminte și în lumea Orientului, până astăzi, femeile au așa o năframă mare înfășurată în jurul trupului. Și acolo au un locșor unde își așează copii. Așa erau femeile noastre din vechime. Când mergeau la punct, își așezau la sân. La sân își așezau copiii. De ce? Pentru că sânul este locul inimii. Este locul dragostei. Locul unde copilul își găsește pace și liniște. Acolo, la sânul mare. Vă aduceți aminte că la cina cea de taină, evanghelistul Ioan, care era un tânăr de vreo 18 ani, și-a pus capul pe sânul lui Iisus. De ce? Nu pe umăr, ci pe sân. Spune un mare exeget că și-a pus capul pe inima lui Iisus, pe locul dragostei, dragilor. Și am să vă exemplific printr-un gest pe care un copil, un copil care peste 20 de ani, de câte ori merg în sat, în satul părintesc, la casa părintească, el are o problemă, e un retard destul de agravat. De fiecare dată vine, nu pentru că se oprește, și își pune capul pe sân. Nu vine să mă îmbrățișeze, nu vine să-mi dea mâna, ci se apropie și își pune capul pe sân, pe locul inimii. Pentru că el acolo simte că de acolo vine puterea dragostei. Și revenind, ce este sânul lui Avram? Unde a ajuns sărac. Nu este altceva decât locul iubirii lui Dumnezeu. Raiul nu e o grădină, așa cum noi imaginăm. O grădină cu pom, cu flori și cu verdeață. Asta este o metaforă. Raiul este părtășia noastră cu iubirea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. E locul sărășurilor noastre. De aceea spune Mântuitor, împărăția mea nu e nici mâncare și băutură, cum am crede noi, în rai trăim frumos, te mâncăm, stăm și ne plimbăm în grădină. Nu ăsta e raiul. Împărăția mea, zice Mântuitor, e pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci iată ce este raiul, iată ce este sânul de Avram, părtășia noastră la dragostea lui Dumnezeu. Și dragilor, vă zic de multe ori, raiul așteptăm pentru atunci? Nu! Raiul putem trăi aici și îl trăim aici de multe ori, când
când plecăm din biserică, n-ați avut niciodată experiența aceea că parcă vă vine să spurați, parcă sunteți alți oameni, parcă ați pus ceva sau s-a pus ceva în ființa dumneavoastră, o pace, o liniște pe care nu regăsești nicăieri. Da, e o fărâmă de rai. Biserica e o fărâmă de rai. Rugăciunea e o fărâmă de rai. Și tot ceea ce facem aici e ca închicitură, pentru că raiul și bucuria raiului e mult mai mult decât ce simțim noi ca oameni aici pe pământ, dragii de ei. Deci, săracul ajunge în sânul de Avram. Bogatul ajunge în iad. Și acolo fiind, spune Evanghelia, se chinuia, îmi ardea ceva cumplit. Și iarăși revin. De multe ori vedeți și în iconografie. Iadul este asemănat cu niște căldări, cu foc și apă fierbinte și așa mai departe. Da, sunt metafore acestea, dragilor, pentru înțelegerea noastră, pentru că mintea noastră nu e capabilă să înțeleagă realitățile cele de dincolo. Și n-avem loc duhovnicești ca Sfinții aceia mari care să vadă realitățile de dincolo. Deci iadul nu este smoală și scaraoți și mai departe. Da, iadul e sublima răutate sau suprema răutate, dacă vreți, dar iadul știți ce este? Veșnicia fără Dumnezeu. Singurătate. Dostoievski, de cea mai teribilă definiție iadului. Dostoievski, marele gânditor și profund gânditor creștin rus, zice așa, iadul este neputința de a iubi, neputința de a fi iubit. Și ce suferință mai mare nu poate avea un om decât să fie singur, să nu fie iubit și să nu poată iubi. Și atunci pe el ce arde acolo în iad? Îl arde tocmai această neputință. El îl vede pe Dumnezeu, îl vede pe Lazar în sânul lui Dumnezeu, dar nu poate să devine și el părtaș la iubirea lor, la comuniunea lor. Și lucrul acesta, acesta e focul mistuitor al iadului. Focul acesta al neputinței de a te împărtăși de dragostea lui Dumnezeu și mai cu seamă neputința de a satisface patima, dragilor. De aceea spune Sfântul Isaac Sirul, în iad, păcătoșii nu sunt lipsiți, auziți? Nu sunt lipsiți de dragostea lui Dumnezeu. Paradoxal, dar zice, dragostea lui Dumnezeu pentru ei este foc care arde și nu foc care luminează și încălzește. De aceea, iadul este alegerea fiecăruia dintre noi. De aceea ziceam, cum trăim, așa ne așezăm în viața, cum trăim aici, așa cum trăim acolo. Trăim aici părtășia și comuniunea dragostei cu Dumnezeu, vom trăi și acolo părtășia dragostei cu Dumnezeu. Pentru că un lucru este cert, iubiții mei, ceea ce facem aici pe pământ are eco acolo. Are eco și rămâne și în urma noastră ecoul faptelor noastre, dar mai cu seamă în veșnicia lui Dumnezeu. Acolo se descoperă faptele fiecăruia dintre noi. Și omul acesta, iad, mai are o dorință. Doamne, zice el, te rog, dacă nu pot să-l trimiți pe Lazar, să mistuie focul din inimă. Pentru că lungase, Doamne, te rog, trimite-l pe Lazar să-și înmoaie degetul în apă și să-mi ude limba, că mă perpelesc în această văpaie. Vă spuneam despre ce văpaie e vorba. E vorba despre văpaia de foc, ci despre văpaia iubirii. Ar fi vrut și el o picătură din iubirea lui Dumnezeu care să-i postoiască Domnul și dorința. Și Domnul îi spune, nu se poate. E o prăpastie mare între noi și voi. Cum adică? Dumnezeu creează prăpăstii între noi? Nu, dragilor. Noi creiem, ridicăm ziduri. Noi ridicăm între noi, între noi și Dumnezeu.
între noi și semenii noștri, ridicăm atâtea ziduri, ziduri care în veșnicie se descoperă. Dacă n-am trăit aici pe pământ cu Dumnezeu, dacă n-am simțit iubirea Lui, dacă nu l-am căutat aici, acolo va fi prea târziu. Nu mai există punte de trecere. Și puntea de trecere, știți care este pentru noi? Credința. Credința, dragilor. Și apoi, puntea dintre noi și semenii noștri este iubirea. Dacă nu creăm aceste punți, atâta timp cât suntem în viață, dincolo, e prea târziu. Și totuși, bogatul mai are o dorință și spune, Doamne, te rog atunci, trimite pe Lazar la frații mei. Trimite-l să le spună să-și trăiască viața altfel, să nu ajungă și ei în această lipsă de comuniune, dragostei dumnezeiești. Și ce îi spune Dumnezeu? Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Păi cum? Moise și profeții muriseră de sute de ani atunci când Mântuitorul spunea această istorioară. Cuvântul acesta însă se adresează și nouă, celor care, iată, au trecut alte sute și mii de ani. Moise și prorocii sunt cuvintele lui Dumnezeu. Sunt Evanghelia. În primul rând, sau este Evanghelia. Cuvintele pe care le-au spus Moise, le-au spus prorocii, le-au spus toți mari părinți ai bisericii. Avem cuvinte. Dar ce îi răspunde bogatul? Doamne, te rog, trimite-l pe Lazar. Pentru că dacă va învia cineva din morți, și ei vor crede. Și spune Dumnezeu, nici dacă ar învia cineva din morți, ei tot nu vor crede, dacă nu vor crede în cuvintele pe care le-am spus ieri. De multe ori, dragilor, și noi cerem, avem nevoie de certitudini. Suntem creștini și după 2000 de ani, mereu ni se spune, există o viață de acolo. Există o judecată. Există o mare întâlnire. Dar mă întreb, credem noi aceasta sau acestea? Suntem noi în stare cu tărie? Noi creștini, cu cei din afară? Pentru că dacă l-ai întrebat pe un om de știință, crezi în viața de apoi, zice, cum zice într-un loc, într-o carte a sa, Stephen Hawking, de altfel un om de știință fantastic, Stephen Hawking, zice așa, credința în viața de apoi este doar pentru oamenii cărora le este frică de moarte, zice el. Dar noi, cei care credem, el l-a crezut. A fost atent. Dar noi, cei care credem, avem încredințarea că există o viață de apoi? Cu asta trebuie să mergem acasă fiecare. Și dacă da, dacă dăm un răspuns potrivit, atunci să așezăm în inimile noastre, în viețile noastre, în existența noastră, să așezăm și noi o fărâmă de credință, o fărâmă de dragoste, ca să avem punți de trecere spre veșnicia cu Dumnezeu. Pentru că dacă veșnicia cu Dumnezeu înseamnă Raiul, iadul înseamnă și nu este nimic altceva decât veșnicia fără de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să dobândim veșnicia cu El. Să ne așezăm și noi în sânul lui Avram, în sânul bucuriei și al dragostei Dumnezeu. Amin.